care a dus la deschiderea scorului în minutul 8. Postul de Drăghiceanu, acum în ofensivă Drăghiceanu. Drăghiceanu cu dribling-uri frumoase. Drăghiceanu deschide în stânga la Cătălin Clistei. Clistei își așează mingea și pasează până la urmă lui Goge. Goge îl caută pe același Clistei. Vine șutul, gol! Noi revedem faza foarte bună a lui Marian Drăghiceanu. Vă spuneam, sunt așteptări mari. El e unul dintre jucătorii care trebuie să scoată din joc adversarii și Zaborovski centrează și este șansă, gol pentru Pandurii. Fotbalist care a evoluat în Liga 1, câteva meciuri pentru ACS Poli Timișoara. Iată aici centrarea și momentul în care vedem pe Clistei acum. Clistei șutează, gol Rapidul. 21 iunie 93 la Cluj-Napoca. Alexandru Pop, noi revedem acest penalti obținut de Țără. Mi s-a părut mai penalti ar fi adus probabil al patrulea gol al partidei, dar nu mai contează. Marius Chițu pune punct.